Altă tare te dai! Wow! Trimiți pupic? E ora 2 și afară e cald ca la 9 dimineața, sau nu știu cum să zic, adică da, bine, nu mai e căldura aia. Poți să ies de acum amiază afară că nu mai sunt căldurile alea mari. Bine, nu știu acum, poate de săptămâna viitoare poate iară să încinge. Da, dar nu cred că mai are putere. Undeva, bine, în Europa așa, dar la Roma era 33-34. Știu, dar la noi la Brașov nu mai are putere bine, așa. Nu mai. Cu bandaj, că m-am lovit la picior. Da, noi ajungem. Ce mai sus? Am fost până la mătușa noastră, la Miha, da? Ce ți-a dat Miha, bomboane? Da, ți-a dat, nu s-a încumetat. O să fie bune? Da, da. După ce mănânci mâncare. Hai să... De la noi? De la noi, da, ai mâncat, n-ai mâncat chiftele. Acum la ce mergem? Unde mergem acum? La restaurant. La restaurant, cum zici? Mulțumesc. Pentru că zic că mergem acasă. Mergem la trambulină? Da, de... Nu, dar la noi avea trambulină. Doar la noi avea trambulină, aici nu avea. Da, mai, așa mare. Așa mare. Ce mai sclipesc cu unghiile mele? Salut, mama. Stai, mă, cum stai? Demuța. Nu. De ce nu? Uite, vin mașinile. Hai încoa. No. Hai încoa. Hai, acum să... Ăla nu mai are ce să facă. Tu-s de-a cu spatele. Deci noi avem două restaurante preferate în afara Brașovului. Unul este Paprika de la Uzun și altul este Brădet. După să cele gârcini în partea aia. Geamul Marc l-a închis, nu? Da, el n-a venit pe drum. Ai, suflet, e aici trambulina. De ne-ar da și nouă. Ce frumos este. Gata. Uite cum se joacă. Eu nu știu cum de nu se înțeapă în spinea aia. S-a băgat în păi mai măi! Te aduci! Cum îi zice la ăla? Te aduci! Mi-a venit și mâncarea. Am luat cartofi prăjiți cu șnițel de pui și ceafă de porc cu cartofi aurii. Am luat așa și mâncăm împreună. Noi de obicei luăm ca să... Ne împărțim treburile și mama e ce și-a luat gulaș de... De cartofi aici. Nu, atât. O bere rece mai avem de adus, sigur. Să întreb dacă... Nu, e lup. Ce? Tatosca, ce crezi că știe el? Marc, nu! 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 Deci nu! Dar pe ăla nu, da? Pe ăla mic ai întrebat? Nu, l-am întrebat. Cred că așteptam, Marc, vin aici, mă. Ăla e cu tine? Ha, atunci. Dar normal astea nu ar trebui, mă, astea le iei așa.
A, dar n-am mai pățit așa ceva. Mini! Ce faci, fata? Ești afară? Mini! Vulpe! Unde mergi, Marc? Ce faci? La lac. Și ce faci la lac? Am un cupiet aici, te iau! Vrei să arăși cu pietre? Da, te iau! Promiți! Ce promiți? El zice promit, dar el nici nu știe ce înseamnă și promit. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Patagata-i, domnișoară? Da! Cât ani? Cât faci? 3 ani! 3 ani faci? Faci 4! De mine, eu știam că faci 4 ani! Ia zi, 4! Bine, mergem la țară, avem o cununie la unchiu, are cununie. Vrea să facă și ea o baie în Timiș? Vrei să faci o baie mini în Timiș? Da, zic că e piscină. Zici că e piscină? Zici că e piscină. Unde mergem, pe deal sau să arunci cu pietre? Mai e un pic și trece vara. Din păcate. Ar trebui să ne mutăm în perioada asta de iarnă într-o seară caldă. În Dubai. Da, să mai luăm o locuință în Dubai. Unde mergi, la pietre? Mini. A prins mini baloane? Wow, ce baloane frumoase. Dacă începe să latre, cum face ea de obicei? Mini, vin aici tu. Nu știu ce să zic. Asta chiar nu. N-am văzut nici. Vai, vai, vai. Hai de mine, cât de multe ai adus tu. Da, faci. Dar nu e niciun, nu e. No, dar ar fi ca un automat. Îi face cu ochiul. L-ai văzut că ridică și din guriță. Ridică nu știu partea de buză. Ce faci, mă? Cu ochiul sau vrei să mergi cu ochiul închis? Da. M-ai lămurit. Opa, opa. Băi, șoricel. Ușor să nu te împiedici. Nu poți să pun orice. Da, da, s-a văzut și mult. Dar acum ce-aș lua? Multe altele, ți-am zis. Mini, poate ne rupe în gât, tu, fată. Nu mă mai trage. Trebuie să-ți dau drumul, să vezi cum te duci. Stai, Mini, vine aici. Vine aici. Vine aici, ia. Ia. Uite, mă, că n-a căzut, mă. Mă așteptam să se ducă în bot. Cad băieții. Hai că am reușit să cobor și eu. Nu, era mult și îmi rupeam și picioarele și sandalele. Ia uite, cred că sandaua deja se desface aici. Amba, nu mi se pare. Pare. M-am chinuit să cobor de acolo, dar am ajuns bine. Nu mi-a rupt nici picioare, nici sandale. Am ajuns și noi acasă. Am pus să fac un orez cu cabanos să prăjesc să mâncăm în seara asta. Deja e 8:25, începe să se întunece destul de devreme și nu-mi place. Am pus să beau un Coca-Cola și
Mini e leșinată, dragă de ea, că a fost la plimbare. Da, a fost la plimbare fata și a alergat. Și am fost pe deal acolo, da, ce stai cu privirea așa? Ce stai așa? Ea a fost la plimbare, da? Și sunt obosită tare, tare. Mă duc imediat să mă demachez, să mă pregătesc să fac câte un mic bagajel pentru mâine la țară, să luăm niște haine de schimb, să calc niște rufe, să vedem ce vom mai cumpăra mâine de pe la magazine și nici nu mai știu, vom mai lua niște ronțăieli ce mai avem pe aici, pe acasă. Mi-a ieșit aici ceva, nu știu, ori un coș, o să iasă, ori habar nu am. Mă duc să mă demachez, uitați și voi ce fel se vede, tare ciudat vopsiaua asta, uite aici se vede un fel, aici zici că nu m-am vopsit deloc, ia uite, s-a decolorat, s-a vopsit mama o culoare foarte faină, așa ca o mură și pe viitor aș vrea să fac și eu. Mai mi iese și aici ceva și v-am lăsat. Începe să fiarbă orezul, mă duc să mă demachez, să mă schimb și imediat să mă bag în pat!